Hristos a înviat. Sunt preotul Dumitru Doreanschi, originar din Republica Moldova. Ne găsim aici în Biserica Sfântul Ierarh Nectarie, din orașul Parma, Italia. Ca toți cei care au emigrat în străinătate, am și o istorie aici legată cu biserica în care ne aflăm. Și anume, ne aflăm aici în străinătate, sau cel puțin eu, sunt din anul 2002 și activăm în această biserică din 2005. O biserică care, ca multe altele din Italia, ca clădire, aparțin Bisericii Romano-Catolice, dar prin acorduri bilaterale avem această posibilitate ca să ne desfășurăm activitatea noastră în aceste ambiente care, ca clădiri, cum spuneam, nu ne aparțin nouă, dar în schimb comunitățile sunt coagulate deja din timp aici în străinătate. După absolvirea Academiei Teologice din orașul Kiev, cu binecuvântarea Regretatului Preasfințitului Dormidont, am avut o binecuvântare și o îndreptare, o îndrumare, prin care am obținut o bursă de studii aici în Italia, și anume mai întâi un curs de limbă italiană, după care a urmat Institutul Patristic Sfântul Nicolae din orașul Bari. În așa mod, fiind aici în Italia, am avut contact cu reprezentanții Bisericii Patriarhiei Ecumenice, care de fapt este cea mai veche prezență în Italia, veche prezență, mă refer ca prezență ortodoxă, și am cunoscut pe înalt preasfințitul Ghenadi, care prezintă această biserică, în așa mod, pe timpuri fiind mai problematic cu alte prezențe a altor biserici sau altor patriarhii aici în teritoriul Italiei, am ajuns ca să primesc hierotonia întreaptă de diacon și de preot mai târziu în această structură bisericească, adică în cadrul Patriarhiei Ecumenice. Activăm, cum spuneam, de mai mulți ani aici, în această biserică. Am reușit cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul ienureașilor ca să amenajăm o biserică așa cum o dorim și o înțelegem noi, ortodoxii, ca să ne simțim, cum deseori se exprimă și oamenii, ca acasă. Pentru că atmosfera care se creează ca acasă te face ca să uiți de problemele cotidianului, te face ca să trăiești cel puțin în duminici, sărbători, clipe deosebite, uitând de greutatea zilei, uitând de depărtarea casei, uitând de faptul că ești departe, poate deseori, de copii, pentru mulți cei care nu iau aici alături, soți, soții, etc. Cu siguranță, misiunea Bisericii Ortodoxe aici, în străinătate, este multilaterală. Este o misiune deosebită, poate, de cea de acasă, că trebuie, poate, uneori, să aduni creștinii de acolo de unde nu te aștepți, să-i întâlnești acolo, poate, unde nu te-ai gândit să-i întâlnești, să vorbești cu ei acolo, poate, unde nu este, poate, ambientul chiar cel mai potrivit, dar în așa mod poți ca să câștigi anumite suflete, să câștigi oamenii. Mi-amintesc de la bun început, când venisem aici la Parma, în anul 2005, cu primii pași, cu primele dorințe de a crea această parohie, se mergea în parc ca să întâlnești oameni. Se mergea la transporturile noastre care transportau oameni, colete, unde puteai să-i întâlnești cu dureri și bucurii și în așa mod să le aduci o altă
veste bună, că iată vom avea un colț deosebit pentru noi, ca să ne închinăm, să ne rugăm, să ne simțim, cum spuneam mai sus, ca acasă. Și aici, cum spuneam, activitatea este de diferit gen. Chiar și în cadrul parohiei ne străduim ca să dăm o atenție deosebită, să acordăm atenție cât e posibil copiilor, mai cu seamă, pentru că aceștia sunt viitorul nostru și, cu părere de rău, dacă nu vom fi noi atenți, cei care suntem aici slujitori, cei care naștem și creștem copii aici, nu știm cum va fi viitorul Bisericii Ortodoxe, mai întâi de toate, aici în străinătate. De aceea ne străduim ca să oferim lecții de catehism, duminical ne străduim ca să oferim copiilor și lecții de limbă română, pentru că aici se riscă, într-o societate străină, ca să ne uităm, să ne pierdem din identitatea noastră, atât națională, cât și religioasă. Această parohie, eu de la bun început am numit-o o parohie ecumenică ortodoxă. Întrucât în această parohie avem creștini de diferite naționalitate, cu siguranță predomină creștinii din Republica Moldova, pentru că și eu sunt de acolo și oamenii poate cunosc glasul celui de un neam mai ușor, mai bine decât altuia, dar așa după cum trebuie să o facă o biserică ortodoxă, după cum nu are dreptul să închidă ușa nimănui, așa ne străduim să facem și noi, ca să primim pe fiecare care are nevoie de liniște, are nevoie de întâlnire cu Dumnezeu aici în biserică. E frumos acest lucru, pentru că în așa mod reușim ca să îndeplinim acea poruncă evanghelică, ca să ne iubim unii pe alții și să dăm într-adevăr dovadă că suntem o biserică ortodoxă și nu suntem mai multe biserici ortodoxe. Adică avem aceeași doctrină, același crez și e frumos când în cadrul unei Sfinte Liturghii se citește crezul în trei, în patru limbi, sau Tatăl nostru, sau alte lecturi, sau alte cântări în diferite limbi și în așa mod reușim, eu cred, ca să dăm un mesaj de ecumenism ortodox, ceea ce cred că este foarte important și mai cu seamă aici, în străinătate, noi desigur vedem această necesitate ca creștinii să se unească, ca creștinii să se simtă una, să nu se simtă diverși unii de alții, chiar dacă au o identitate națională diversă, ortodoxia poate ca să se unească pe toți și tocmai aici, prin această mărturie de credință, putem ca să ne numim frați și surori într-un Hristos. Adevărat, Înviat Hristos, mulțumim pentru vizită, mulțumim pentru atenția celor de acasă, care nu ne uită și ne mai cercetează pe aici, prin îndepărtare, ne mai aduc bucurii, ne mai aduc încurajări și în așa mod și noi vom putea ca să ne ducem cu dragoste înainte crucea de slujitori, crucea care ne este încredințată aici, într-o țară mai îndepărtată.